Ce îmbunătățiri doriți la mijloacele de transport în comun? Oh, păi, nu prea circul cu mijloacele, cel puțin acum în circul, circul cu bicicleta, cel mai mult. Dar, na, sincer, nu prea știu că nu circul foarte mult. În trecut circulam și stăteam, mai ales iarna, în Piața Traian, după mult timp, după tramvaiul 4. Fi multe de zis. Cred că problema nu e doar cu mijloacele de transport în comun. Cred că și infrastructura este dezastruoasă. De tramvaie ce să zic? Vara iau foc în drum, iarna mor de frig în ele. Ce să zic? Eu în ultima vreme am luat decizia să vin mai mult cu bicicleta la lucru. Cu bicicleta fac undeva la 15 minute. Dacă ar fi să vin cu mașina, fac undeva la 30 de minute. Na. Cred că cel mai important este să investească în infrastructură. Îmbunătățiri doriți la mijloacele de transport în comun? Aer condiționat. Aș dori ca mijloacele de transport în comun să aibă un program pe care să le respecte, pentru că de multe ori am întâmpinat probleme cu Expresul 2, care în stația de la Continental Automotive Timișoara nu vine iarna de foarte multe ori și unele tramvaie care sunt foarte murdare. Să-și respecte programul și să se îmbunătățească gen tramvaiele, pentru că vara e prea cald și iarna e prea frig. Și niciodată nu ajung la timp. Mijloacele de transport în comun sunt de-a dreptul perfecte în Timișoara. Eventual, pe aici, pe acolo, câte o garnitură de tramvai înlocuită, dar mare lucru nu cred că trebuie îmbunătățit. Lucrurile stau foarte bine în comparație cu alte orașe. Sincer să fiu, nu știu, pentru că nu folosesc mijloacele de transport în comun din Timișoara. Singurul mijloc de transport în comun este bicicleta mea și pe jos. În rest, în autobuz, sunt de 10 ani în Timișoara. Nu m-am urcat niciodată în autobuz și o singură dată m-am urcat în tramvai. Deci nu știu ce să zic, nu am fost, nu știu cum sunt, cât de cald, cât de frig, cât de frumos sau cât de urât mirositoare, nu știu. Sper să fie de bine, sper să fie ca în străinătate să fie cât mai frumoase, dar cu o floare nu se face primăvară și cu designul la fel. Interiorul contează până la urmă, ceea ce nu știu cum arată.